Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Hai să facem pește rapid, 4 tigaie, că e și 48. Da, și desertul, acum, dacă nu intră în jumătate de oră, ne-am de asta vreau. Hai să ne apucăm de desert, că dacă avem must, trebuie să stea o oră jumătate minim pe congelator. La desert am deja, nu, gatina e gata, e în congelator. Da. Uitați aici, șef. Vrei să nu... Ce faceți, copiii mei? Bine, bine. Robert, bine. Ce faci, mă? Ciocolată. Uitați, am așa aici, a făcut deja cercurile. Vrei să nu fie congelată, dar câte nu, ai? Nu, îi scot afară, dar mai fac, mai trebuie să mai fac. Haide, dă-i bătaie, da, dragule, șef. Haide. Cătălin îmi faci veluteu, să-l punem la pește. Ce faci, Cătălin? Fac un sos velute și mai fac unul taicări, să vedem care îi place mai mult. El mi-a zis să-i fac un sos velute. Eu i-am zis că, bă, lasă-mă să-ți fac un sos mult mai potrivit. Crede-mă că e genial sosul și mai ales că îl punem într-o farfurie pentru niște șefi, s-ar putea să aibă un impact mai mare. Dar știi ce? Eu am zis să stai să-l storci cu ăsta împreună. Nu, îl fac pe la veluteul separat, ăla e separat cu toată cu lapte de cocos. Și la final îți spui care îți place pe ăla îl punem. Minute, da? Bun, fă-l cătă. Știi, da, te uiți la ceas, Ionuț. Da, cam 54 de minute. De ce aici? Nu stai nimeni peștele sau de... Acum eu mă ocup, eu sunt aici șef de pești. Eu mă ocup de pești, lasă-l eu pe Robert să facă ce are de făcut. Da, șef. Și fă tu aici și doar te uiți și spui. Da, șef. Astea 14 zile petrecute la șef la cuțit împreună cu șef Bontea, pentru mine a fost cea mai mare școală de bucătari. Același lucru și aici. Da, șef. El m-a învățat pe mine și mi-a explicat totdeauna, tu trebuie să faci oamenii să lucreze pentru tine, nu cu tine. Robi, ouăle. 11 cu 3. Îți mai rog pătate la kitchen-ei. Cum e la gust? Încă nu i-am dat nimic. Îl mai lași că el se mai schimbă, se mai duce de aici. Culoarea. E bună. E bună că e lobodă. Nu i-am dat nimic, nu i-am dat sare, nu i-am dat pipere, nu i-am dat nimic. Chiar astăzi am simțit din partea lor că se implică și că a fost acolo împreună cu mine. Vreau să vă spun că eu nu-s mai impresionat, bă, din primul minut când a intrat la noi. Ce zici tu, că vrei aurul? Păi da, nu? Care aur? Zic, cuțitul de aur. Ionuț, an de experiență, nu ai foarte mulți. Cu-s tânăr. Bucătar făcut prin muncă. A spălat vase, el de meserie electrician. Bine, bă! Mă bucur sincer, în primul rând că l-a cunoscut și în al doilea rând că i-am dat încredere, i-am dat cuțitul de aur. Felicitări! Deci ești cuțitul meu de aur, fii atent, o să profit de la maxim. O responsabilitate enorm de mare. Ăsta sper să-l duc până în finală și cu el să câștig. Și vreau să vă spun că nu m-am înșelat nici măcar, bă, atâtica. Ionuț. E foarte emoționant. Eu mi-am dorit de la bun început și am venit cu gândul la șef Sorin să fiu la el în echipă. Pentru mine visul e împlinit. O amuletă. Să te aplaud, să-ți spună felicitări. Bravo. Bravo. Mulțumesc din suflet, șef. Să țină cu tine, să fii de partea ta, e ceva... Xana. Da, șef. Farfuria ta foarte corectă, foarte bună, corectă. Da. Dar loboda lui era cu 3 clase, un pic peste tot ce a fost. O bijuterie de farfurie, pe cuvânt. Și a demonstrat-o de fiecare dată. La el farfuria trebuie să arate într-un fel. Și vă spun sincer, în toate sezoanele, cele 8 sezoane, nu a existat niciodată un concurent din altă echipă care să mă impresioneze în felul în care a făcut-o eu. Mulțumesc, vă mulțumesc și apreciez că v-a plăcut. Bravo, bravo. Adică a gătit impecabil de fiecare dată. Ionuț, cu 15 puncte. 15 pe linie, ai mă premiant. Mă, unde am mai avut noi așa? Sezon în care să ne gătească unul cap, coadă, numai top. Ionuț. Bă, pentru asta s-a născut, să gătească și să gătească bine. Mare el un pic de lucru la ceea ce înseamnă a fi lider. 3, 2, 1, acum! Vă doresc succes! Nu vă accidentați! Bă, a pus mâna pe el în lași! Băi! Eu nu-ți arăt așa o fire el mai vulcanică, dar este și tânăr, este de înțeles. Ce vreme, calmează-te! Mamă! Frate, s-a terminat timpul! Și cu cine, frate? Și cu tine arunci? Și figurile astea? Ai terminat? Îl vedeam pe Ionuț un pic arogant, un pic mai mult arogant, cred. Mi se părea că, în anumite momente, este chiar nesimțit. S-arogant, cum zic ei, dar cine mă cunoaște pe mine cu adevărat și cine
au făcut parte din viața mea, știi că nu sunt așa. Eu n-aveam gândirea de acum la 25 de ani. Nu, atunci eram forță să fac, să trec, să arăt eu cine sunt, ce pot, cum pot. Aia e normal, te certai, sărai la bătaie, bam. Nu, cu timpul așa încep să prinzi șpilul. Plăduți? Da, șef. Vai, când te aud, da, șef. N-ai treabă, nu zi. Te rog frumos, cât sotez aia, mă ajut să terminăm peștile astea, să mă apuc să dăm asta pielița jos, da, știi? Da, imediat. În cele 4 ore de gătit astăzi, cu siguranță l-am descoperit altfel pe Ionuț. A fost mai calm, a fost mai liniștit. Nu s-a comportat cum s-a comportat până acum. În seara asta nu a fost așa. A venit la noi, vrea să câștige și are și motivație. Vrea să întoarcă în România și are toate șansele să câștige sezonul 8 de șef la cuțită. Hai, bravo, băieți! Mulțumim, șef! Mulțumim! Hai! E cea mai importantă ziua de astăzi, pentru că vreau să ajung acasă din nou. E greu să stai singur în străinătate. N-ai pe nimeni. Și... nu știu. Am 7 ani de când n-am avut sărbători cu ai mei. Am 7 ani și în 7 ani am stat singur. M-am gândit că șef la cuțit poate să fie pentru mine o portiță să vin acasă, să mă lansez acasă, să vadă lumea ce fac. De asta am vrut să demonstrez pe tot parcursul show-ului. De asta m-am ținut așa sus, mereu. Ioane, top of the top of the top. Ai grijă cum stai în concurs, că n-are cum. Ești foarte bun, băiete, ești